Mesaj pentru Europa. Nu suntem ciori, nu stăm în corturi, facem eforturi să ne elevăm și nu cântăm pe străzi în Viena la acordeon. Noi nu cerșim cu handicapul la vedere să facem avere și nu ghicim viitorul în palmă în duchene mizere. Noi nu purtăm fuste înflorate și nu furăm din buzunare. Nu emigrăm în Suedia cu 7 copii să ne dați ajutoare. Dați vina pe noi din Berlin în Pamplona, dem sare vom mânca mea spuna, n-o să găsiți un român în rulot de la Roma. Nu înghețăm în săl de clasă de la 6-7 ani, 6-7 ore pe zi, fără căldură, mâncare și bani. Avem părinți săraci acasă și un lucru e sigur, ni se cultivă dorința de a reuși în viață de unul singur. Ne confruntăm cu legi noi date de boi, dansează cu noi valsul pulii mele, un pas înainte, doi înapoi. Mă piși pe gay și nu-i normal ca copiii mei să vadă homosexual care se ling în gură ostentativ pe stradă. E la modă să fim toleranți, dar nu reînviem Sodoma. Vă putem trimite bulangii pachet la Barcelona. Suntem ruda săracă, deci nu putem fi frați. Mesaj pentru Europa, cred că ne confundați. N-avem 7 frați acasă, mama chiar nu e bolnavă. Tata și-a băut rapid cafeaua și-a plecat la muncă în grabă. Facem facultăți și dăm pe cărți ultimul ban. N-o să fim vreodată gunoieri la Amsterdam. Vorbim 3 limbi și vă putem conduce avioanele, dar nu putem în pula mea socializa cu tomberoanele. Forțăm uși închise, trăim cu vise nepermise și muncim legal un an pentru un pumn de fise. Bagă la cap repede, crede-ne, noi nu mâncăm lebede, ne respectăm, ne rezolvăm singuri problemele. Javrele și curvele în Madrid vă îngroașe șatrele, noi românii stăm la rând să umplem teatrele. Votăm în scârbă, e adevărat, și țara e praf, pulbere fină, că ce mai ieftin să dai banul jos când cumperi o ruină. Banii pe 10 ani de la UE dispar în vile, în străzi inexistente și tehnologii inutile. Dacă avem pile, băi cârnaților, pardon, băi fraților, putem cere detalii picante în pădurea spânzuraților. Sunt inofensiv, dar gândul meu e criminal. 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 Timpul s-a scurs pentru această prezentare. La final, trebuie să precizăm că România e o țară în Africa, noi trăim în găuri insalubre sub pământ, suntem canibali, vânăm șobolani cu arcul, n-avem mașini că ne deplasăm prin copaci vopsiți în galben și toate construcțiile care le puteți admira dacă alegeți să faceți o excursie pe aceste meleaguri sunt construite de o civilizație superioară cu care noi nu avem nicio legătură. Vă mulțumim!